Apel către cetățenii Republicii Moldova. Stimați compatrioți, la acțiunile de protest din 5 aprilie 2015 organizate de Platforma Civică Demnitate și Adevăr, mii de cetățeni ai Republicii Moldova au adoptat cu vot unanim o rezoluție cu revendicări, prin care au cerut guvernanțelor anchetarea completă a evenimentelor din aprilie 2009, investigarea cât mai rapidă a crimelor recente din sistemul financiar bancar, pedepsirea profitorilor și a complicilor acestora, returnarea resurselor furate, adoptarea urgentă a măsurilor menționate în notele informative ale partenerilor de dezvoltare pentru neadmiterea în continuare a crimelor cu asemenea caracter. De asemenea, s-a cerut reformarea și depolitizarea justiției, instituțiilor publice de reglementare specializate, invitarea misiunii Eurolex și a experților europeni în domeniu, cu scopul preluării conducerii Procuraturii Generale, a Centrului Național Anticorupție, a Serviciului Vamal al Republicii Moldova, desconcentrarea și transparentizarea proprietății mass media în vederea asigurării unei reflectări adecvate a evenimentelor de interes public.